Bună și bine ați venit pe Tarotada! Dragilor, aveți în descrierea clipului un link pe care îl puteți accesa și în felul acesta vă puteți abona ca fiind membri ai acestui canal dacă vă doriți acest lucru. Vă aștept cu drag! Astăzi vreau să facem o etalare bonus pentru luna august, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia săgetător. Și să vedem, dragilor, ce vine către voi în această perioadă a lunii august, a doua jumătate a lunii august. Săgetător, care sunt energiile care se deschid, predă-te și eliberează-te. Deci trebuie să-ți asculți glasul inimii, ți este teamă, frică și frumusețe. Wow! Faci o schimbare aici mare, evaluezi, reevaluezi și schimbi, ceva schimbi în această lună la tine, la credințele tale, pentru că aici stai în teamă, ceva nu a ieșit bine și stai în noaptea neagră a minții, nu dormi noaptea, te gândești, te stresezi, scapi de aceste gânduri, pentru că aici te predai și te eliberezi. Da, credințelor tale și totul devine frumos. Faceți o schimbare mare la voi în această perioadă a anului. Evaluare și atracție. Încep să simți cu cât te iubești pe tine mai mult, cu atât atragi mai multă frumusețe. Legea atracției, folosiți-o, dragilor. Iubiți-vă mult și scăpați de aceste teme, eliberați-vă, pentru că viața este despre viață. Trebuie să facem lucrurile din sufletul nostru, generozitate, fiți generoși cu voi. Vedeți arțarul, un copac frumos aici, un copac abundent, generozitate. Fii generos cu tine. Și frumusețe, de două ori cartea frumuseții, dragilor. Sunteți frumoși în această perioadă a anului. Cei din jurul vostru vă văd frumoși. Vedeți-vă și voi frumusețea interioară, pentru că de acolo pleacă totul, din interiorul nostru. Da, ceva se întâmplă în această perioadă. Faceți o schimbare, vă vopsiți, vă schimbați coafiura, garderoba, vă schimbați lucrul, puritate, vreți seninătate, vreți frumusețe, nu frici, nu temeri, vreți să mergeți mai departe puri, frumoși, cu inima deschisă, îmi place pentru voi, aveți o energie foarte frumoasă și protecție, dă drumul fricilor, pentru că sunteți protejați în această perioadă a anului, lasă în urmă ce nu este pentru tine. Temerile aduc după sine lucruri grele. Haideți să vedem, dragii mei săgetători, bonus pentru luna august. Fii generos cu tine, acordă-ți frumusețe, acordă-ți timp. Mergi la un salon, la un masaj, la sală, unde dorești, cumpără-ți o cămașă, o rochie. Dacă sunteți doamne, ceva frumos doar pentru tine, o pereche de pantofi, schimbarea, iarăși schimbarea, faceți o schimbare mare aici la voi, pentru că vă pregătiți, în viața voastră intră iubirea și veți participa la această nouă poveste de iubire. Controlul, solitudinea și nebunul. La capătul setului de cărți este condiționarea, dragilor. Cineva v-a ținut aici, ori voi, o credință de-a voastră, ați stat închiși, legați la mâini și la picioare și nu ați ieșit din zona voastră de confort, de teamă. Aici te eliberezi și te predai pentru că ești frumos, pentru că ești pur și pentru că în această perioadă poți, ai protecție. Ești în puterea ta, frumusețe, ceva se întâmplă în viața voastră aici, renunțați la stres. Condiționarea aceasta v-a adus mult stres,
Renunțând, ai o nouă viziune, iar noua viziune ți aduce cu totul altceva. Renunți la lupte, ești epuizat, wow! Această condiționare te-a epuizat, pentru că aici ți-ai reprimat dorința sufletului tău, vedeți, împărăteasa, odată ce te eliberezi, renunți, vine creativitatea, vin noi soluții, vin noi persoane, vin persoane benefice, bune pentru tine. Da, este o energie în care ai stat și nu ai putut să faci nimic. Poate ai avut o situație blocată și nu ai știut cum să acționezi. Nu ai vrut să rănești pe nimeni, ai vrut să iasă bine pentru toată lumea. Nu se poate, dragilor. Cineva trebuie să plătească pentru ceea ce face. Orice acțiune are și o reacțiune. Dacă o persoană ți-a făcut rău, trimite-i iubire, trimite-i bunătate, dar acea persoană totuși va plăti karma, oricâtă iubire îi trimite tu. Pentru că orice facem se întoarce la noi ca un bumerang. Aici te eliberezi de niște credințe, de niște constrângeri, faci schimbarea, te muți, schimbi jobul, cariera, persoana de lângă tine te schimbi pe tine, devii cea mai bună versiune a ta în această perioadă a anului și atragi după tine iubirea, frumusețea. Ești generos în această perioadă a lunii august cu tine și bine faci, pentru că aici ești de o frumusețe rară și frumusețea atrage frumusețe, dragilor. Aici frumusețea voastră vine din interior. Spânzuratul, schimbați această stare de blocaj, acest sacrificiu pe care l-ai făcut pentru toți ceilalți care te-au ținut aici condiționați, legați în stres și participi la o nouă iubire, la o nouă poveste. Te aranjezi și pleci spre visul tău. Aici nu mai ții cont de nimeni, este solitudinea, te retragi. Aici conștientizezi în solitudine că pacea este în interiorul tău și pleci mai departe. Nebunul pleacă fără niciun fel de bagaj din trecut, fără control, fără condiționări, fără, pleacă cu sufletul deschis și judecata este pe destinul vostru. 10 de cupe, puterea, asul de monede și 10 de bâte. La capătul setului de cărți, asul de săbii, veți spune adevărul celui, celei care te-a ținut aici și vei pleca mai departe. 6 de monede, clarifici situația și pleci. Și soarele, dragilor, da, aveți aici un leu, poate, sau rac, scorpion, pești, văd persoane care se îndreaptă către voi pentru un 10 de cupe. Se îndreaptă către voi pentru o familie fericită. Acesta este destinul vostru. Un nou început, săgetătorule, bună dimineața, trezește-te, te așteaptă o iubire nouă. Te așteaptă o mutare nouă. Un pas nou pe care îl faci acum spre viitorul tău. Și viitorul sună bine aici, pentru că acest control nu mai există nici din partea celorlalți, nici din partea ta, dar există puterea, dragilor. Iar tu ești în toată puterea ta, în toată splendoarea ta. Ești generos cu tine, îți acorzi generozitate, îți acorzi blândețe, frumusețe, ție. Cu adevăr, o energie superbă, condiționarea, vei spune dacă te simți constrâns. Poate fi la locul de muncă, poate fi în familie, poate fi pe orice plan al existenței voastre, fiecare știe unde se regăsește. Cu putere înainte, pentru că aici este asul de monede. Poți să începi un curs nou, să înveți ceva nou, ceva ce îi place sufletului tău. De acolo poți câștiga și bani, și faimă, și onoare, și este scopul vieții tale. Sau poate fi un nou început în iubire. Te-ai retras, ți-ai luat o clipă de răgaz și ai lăsat deoparte
poverile, condiționările. Aici ai mers o perioadă legat la ochi, printre aceste făclii, puteai oricând să cazi de pe ele, să te lovești, să te arzi și totuși ai rezistat. Dar nu mai vrei să reziști, vrei să schimbi ceva total. Aici văd o schimbare totală de viață, de destin, de casă, de țară, de ce vrea fiecare. Schimbi ceva la tine. Dacă nu schimbi locul, schimbi lucrul. Te tunzi, te vopsești, îți cumperi haine noi. Schimbi aici. Da, o energie foarte plăcută pentru săgetător. Această săptămână, aceste săptămâni aduc putere, aduc frumusețe și puritate. Te întorci la scopul tău divin. Îți găsești menirea. În frumusețe, scap de temeri, te eliberezi și mergi cu adevărul înainte. Văd aici persoane care vin către voi pentru 10 de cupe. În puterea ta poți manifesta orice suflet pereche îți dorești. Așa ca sufletul tău, pur. Aici este puritate. Atrage o persoană la fel ca tine. Frumusețe. Da, aveți aici îndrăgostiții. Poate fi și gemeni persoana. Rac, scorpion, pești, leu. Persoane care se îndreaptă către voi în frumusețe. Haideți să vedem niște sfaturi pentru voi. O perioadă frumoasă a lunii august. Condiționare. Nu ne poate, dragilor, nimeni condiționa, decât dacă noi permitem. Nimeni nu poate să ne facă nimic, decât dacă noi permitem. Gândiți-vă de ce permiteți. Nu veți mai permite aici. Akasha. Ești un învățător spiritual, ai capacitatea de a-i sfătui pe alții și de a-i ajuta să-și conștientizeze darurile spirituale și misiunea lor divină în această viață, misiunea lor divină în această viață. Ai aici o trezire spirituală. Această trezire spirituală inspiră și pe cei din jurul tău. Vei atrage oameni la fel ca tine. Acest 10 de cupe vine cu o persoană spirituală. Ești un învățător spiritual. Aici ai trecut toți pașii și ai crescut mult. Îi inspiri și pe ceilalți acum. Poate această persoană care vine către tine este un mentor spiritual. Este o persoană care și pe tine te va inspira. Și tu, la rândul tău, o vei inspira pe ea. Pentru că aici se depășește un blocaj. Acest blocaj a fost din cauza acestei condiționări, din cauza acestor greutăți apăsate pe umerii tăi. Tu te duci către un 10 de cupe. Nu-ți mai este teamă, nebunul pleacă, conștient fiind că totul îi reușește și manifesti. Isaia îți spune că este timpul potrivit să dai naștere unor idei și situații noi în viața ta. Te veghează, te călăuzește și te protejează pe cursul acestor schimbări. Vi se spune a doua oară că sunteți protejați. Asumați-vă visul vostru și mergeți cu toată viteza înainte, în adevăr. Orice își dorește fiecare. Aici este celeste. Urmează o mutare fericită într-o casă nouă sau la un nou loc de muncă. Această mutare va aduce o nouă energie pozitivă. Orice schimbare vei face îți va aduce o schimbare pozitivă, o energie pozitivă în viața ta. Și acum este timpul unei schimbări majore. Vine către tine frumusețea, fii generos. Cumpără-ți acel mic lucru pe care ți l-ai dorit dintotdeauna. Poate nu ți l-ai luat făcând un sacrificiu pentru alții, spânzuratul. E momentul, dragilor, să vă acordați și voi un premiu, pentru că meritați, pentru că sunteți aici și pentru că ați ținut poverile altora în spate până acum. Este timpul pentru frumusețe. Superb! Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!